ajută, doamna Mariana? Doamna ajută, Alice. Ce preparați bun? Preparăm brânză tofu. Data trecută v-am promis că o să vă arăt o rețetă nouă de brânză tofu. Așa este. Și o să vă arătăm cum se prepară. Am pregătit lapte de soia. Îl stoarcem prin tifon. Și după aceea o să fierbem laptele și o să vedeți cum obținem noi brânza tofu. Se obține greu? Nu, nu se obține greu. Este un produs ușor de preparat, foarte sănătos. E un locuitor al brânzei, pentru cei care nu consumă. Așa? Un produs care este preferat în post, sățios, plăcut la gust. Stoarcem laptele, din boabele de soia măcinate. Laptele pe care ne-ați arătat cum să-l obținem. Da, data trecută l-am măcinat și îl stoarcem printr-un tifon. Este mai ușor de lucrat cu tifonul. În tifon ne-a rămas o cară, se numește, resturile de la soia măcinate. Laptele de soia este un locuitor foarte bun al laptelui. Deci, după cum am spus și mai înainte, nu conține colesterol, conține foarte multe vitamine, fier, calciu, pentru cei vârstnici nu mai spun. Pentru copii? Și pentru copii, da. Nu conține zahăr, este bun pentru colesterol. Și încercăm să obținem brânza vegetală pe care o consumăm cu plăcere, mai ales în post. Abia aștept să văd cum se prepară. Laptele îl punem la fiert. Cât stă laptele la fiert? Așteptăm să dea în clocot sau necesită mai mult timp de fierbere? Așteptăm să dea în clocot. Așteptăm cam 15-20 de minute din proprie experiență. Am înțeles că laptele de soia conține și o toxină care trebuie bine fiartă. Adăugăm sare. La cantitatea de 4-5 litri care am obținut-o, adăugăm 3-4 lingurițe de sare. O linguriță la litru. Îmbunătățește gustul. Spumăm laptele. Atenție la fierbere că își dublează volumul prin spumare. Trebuie ridicat imediat cum vedem că se umflă. Așa arată spuma. Laptele nostru s-a fiert. Îl luăm după plită și ne pregătim să facem brânză. Lăsăm cam 5 minute, 10 minute să răcorească puțin. Laptele de soia, din câte am citit și m-am informat, conține coenzima Q10, care este foarte bună pentru circulația sângelui, pentru inimă. Conține fier, calciu, lecitină, pentru care e foarte bună pentru memorie. Este un produs ideal pentru cei în vârstă și pentru cei tineri. Și noi o să încercăm să-l consumăm cât se poate de des. O să storc lămâie, da? Pentru un litru de lapte o să folosim o lămâie, o lămâie și jumătate, stoarsă, zeama de la lămâie, și o lingură de oțet tot făcut la noi în casă, din miere, mere, chiar cătină și măceșe. Totul este foarte, foarte natural. Totul natural. Am obținut zeama de lămâie și o să încercăm să coagulăm laptele, exact cum se face o brânză normală. Așa, noi avem cam 4-5 litri de lapte, o să folosim 4-5 lămâi. O să turnăm zeama de lămâie. Se coagulează pe loc? Așteptăm 10 minute, ca la brânză normală. Uitați că deja a început să schimbe consistența. Turnăm și oțet. Zeama de lămâie am strecurat-o în prealabil. Deja și-a schimbat consistența, uitați. Așteptăm puțin ca să și strângă foarte bine substanța uscată din lapte. Și o să strecurăm exact ca și cum am procedat cu o brânză din lapte normal. Coagularea a avut loc, s-a separat substanța uscată de zer. Uitați, deja se și vede. Separăm substanța uscată de zer.
este când mă prind un tifon. Cum am procedat și mai înainte, cu o cară. Cum putem consuma această brânză? O putem consuma simplă, ca și un caș de brânză, fără sare, pentru cei care nu poate să consume sărat. Putem consuma brânza și la saramură, deci putem să preparăm o saramură și pentru conservare, pe termen mai îndelungat. Cuburi în salate și în diferite preparate, aromatizată cu ulei din plante. În mai multe moduri. Putem să facem pastă de tofu. Din tofu se poate face brânză la grătar, care este foarte gustoasă și foarte bună. În sosuri, sos de roșii merge cu brânză tofu. Un locuitor al brânzei, exact cum folosim brânza, așa se poate folosi și... Brânza vegetală. Brânza vegetală, da. Așteptăm cam o jumătate de oră, 3/4 de oră, până se scurge zerul de brânză. Și o să vă arăt cum consumăm brânza, în mod normal, cum facem de obicei. Când consumați această brânză aici la mănăstire? O consumăm și în timpul săptămânii, dar mai ales în perioada în care mâncăm de post. La mănăstire știți că se consumă foarte multe produse vegetale și este foarte hrănitoare. Și nu numai o sursă de sănătate pentru... Am citit despre laptele tofu și brânza tofu că nu are efect hormonal, dar pentru persoanele care au hipertiroidă, ar fi bine să consulte un medic înainte de a consuma, ca să nu existe niciun fel de problem. Încercăm să stoarcem brânza tofu. Lângă aveți ce a mai rămas de la lapte, o cară, cum i-ați spus dumneavoastră. Da. Cum o putem consuma? Ea trebuie consumată preparat termic, cu puțină apă pusă la fiert, da? Și după aceea strecurată, tot așa, să rămână o substanță groasă, nu subțire, fără lichid. Se poate prepara la chifteluțe, se poate prepara cu turmeric înlocuitorul gălbenușului de ou, se poate prepara în amestec cu ulei și imită icra de pește. Mai există și alte preparate. Eu nu le-am încercat, o să încerc să le fac să vedem. Asta înseamnă că de la boabele de soia nu aruncăm nimic. Aproape absolut nimic. Decât dacă avem cantitate foarte mare și nu ne mai folosește. Se poate depozita în frigider 3-4 zile sau la congelator, dar la congelator își pierde proprietățile nutritive. E mai bine să o folosim în perioada de 3-4 zile. Încercăm să o punem într-o caserolă ca să-i dăm o formă și așa procedăm și cu restul de lapte până obținem brânza normală. I-am pregătit aici o caserolă, o să încerc să iau cu lingura. La fel procedăm până terminăm tot laptele. Aceasta este brânza care vrem să o lăsăm în mod natural, ca și un caș de brânză. Cealaltă brânză pe care o să o facem, o să o pregătim cu puțin mărar, cu puțin ulei de cimbru sau cu ceapă verde se poate. O aromatizați. O aromatizăm, da. O să facem o brânză tofu și aromatizată cu diferite ierburi și cu ulei de cimbru. Ce nu am spus despre laptele tofu și brânza tofu, că conține complexul de vitamine B, care este foarte bun pentru memorie. Cu ce ierburi aromatizați? Folosim mărar. Avem în solarul nostru propriu. Putem folosi ceapă verde. Astăzi nu o să facem cu ceapă, o să facem decât cu mărar și cu cimbru. Se poate folosi și cu usturoi și cu ardei roșu. Arată foarte bine și are și gustul mai bun. Ajutăm puțin brânza să scurgă mai repede. Brânza s-a scurs, o să încercăm să o aromatizăm. Vă arătăm un produs nou. Ridicăm tifonul și
o să răsturnăm în castron. Mă încercăm să vedem dacă mai are puțin zer, a mai rămas puțin. Încercăm să răsturnăm. Aceasta este brânza de tofu. Tocăm mărarul mărunt, cât se poate de fin. Avem mărar cules de la noi din solar. Este foarte frumos să te duci în solar și să vezi spanac, să vezi ceapă verde, usturoi, mărar verde. Am vorbit cu o doamnă care ne ajută pe noi la cultivarea acolo în solar. Să punem cât se poate de multe plante pentru salate. Și pentru aromatizat produsele pe care le produceți, oțetul, da, uleiul. Da, sunt naturale și sunt consumate fără niciun fel de teamă că există substanțe chimice în compoziția lor. Amestecăm, mai adăugăm puțină sare, ajută la gust. Când adăugăm sare, se apropie gustul foarte mult de brânza normală. Un vârf de linguriță am adăugat la cantitatea care o am eu aici. Adăugăm puțin ulei de cimbru aromatizat. Brânza tofu nu conține chiar foarte multă grăsime. Și o ajutăm puțin. Și pentru gust și pentru consistență. Uitați ce frumos arată. Și miroase și frumos. Nici nu cred că trebuie așteptat pentru a se întări. Se poate consuma cu este cremă de brânză. Este un fel de urdă în faza aceasta. Dacă o lăsăm la răcit, ea se întărește și se poate consuma exact ca o brânză. Să o depozităm tot așa într-o caserolă. Am încercat să-i dau o formă dreptunghiulară. Se poate pune în orice formă dorește fiecare. Este mai ușor de tăiat dacă e dreptunghiulară și se poate face felii. Mai ușor. Punem un pic de ulei deasupra și puțin cimbru. Brânza este gata. O depozităm în frigider pentru cel puțin 3-4 ore. Ar fi indicat să o consumăm într-o perioadă de 3-4 zile, pentru că există riscul să își modifice gustul. De obicei, nu o păstrăm la o temperatură de 4 grade Celsius. Se păstrează foarte bine. Așa arată brânza tofu, cu mărar aromatizată cu ulei din cimbru. Cu ceapă verde se poate consuma. Vă doresc poftă bună și ne așteptăm pe la noi. Vă mulțumim din suflet. Să rămână. Plăcere, Doamne ajută. Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.